Doamna Marta Petreu, facem interviul ăsta ca să vorbim despre cea mai recentă carte, o carte foarte frumoasă de eseuri, intitulată Domn și Doamne. Cu literă mare. Da, ca să le spunem telespectatorilor, ar fi câteva profiluri de scriitori, vieți ale unor oameni răniți. O primă constatare când citești cartea asta, că portretele doamnelor sunt mai amprentante. Am participat din plin la biografia doamnelor, da. Ca să dezvăluim un pic, e vorba despre Cornelia Blaga, soția lui Lucian Blaga, soția lui Radu Stanca, și ne aflăm chiar în casa lor, da, da. Doti Stanca, și mai e și Herta Müller. Herta Müller, da. Haideți să începem cu Doti, pentru că suntem în casa ei. Îi faceți dreptate și îi faceți și Corneliei Blaga dreptate, în sensul în care mulți comentatori sau exegeți le-au neglijat pe femeile astea atât de importante. La Doti Stanca este absolut uimitor că au neglijat-o, pentru că era femeia unică, ca să spun așa. La Cornelia Blaga, într-un fel se explică, pentru că în viața lui Blaga au mai fost niște doamne, niște muzele, numește familia cu un soi de ironie șagalnică, iar exegeții au fost mai tentați de ceea ce era ilicit și pe față. Și de asta s-au ocupat de muzele lui Blaga. În cazul lui Doti Stanca a fost familia care a dat tonul. Eu cred că rudele lui Radu Stanca, frații, au fost pur și simplu geloși pe iubirea fără margini pe care Radu a avut-o pentru Doti. Și din cauza asta, după moartea lui Radu, au încercat să monopolizeze mai ales Horea Stanca, tot ce era legat de Radu Stanca, să monopolizeze pe seama lor și să treacă peste Doti, și au indus în eroare exegeții, pentru că exegeții s-au luat după ceea ce spunea Horea Stanca, fratele, și au indus în eroare. Or, eu, cunoscând-o pe Doti, am putut să-i reconstitui biografia reală și să arăt importanța reală pe care această mare doamnă, o femeie foarte frumoasă și foarte deșteaptă și foarte complexă, a avut-o pentru Radu și pentru posteritatea lui Radu, pentru că după moartea lui Radu ea și-a dedicat viața în întregime lui Radu. A și fost lovită de o nenorocire teribilă, cea mai mare nenorocire care poate lovi un părinte. A murit Barbu, copilul ei și al lui Radu. Și a rămas, gândiți-vă, a rămas fără nimic, a rămas însă moștenitoarea manuscriselor lui Radu, și asta într-un regim opresiv, în regimul comunist, și Radu n-a apucat să publice nicio carte, cum zicea soacră mea, care era verișoară cu Radu Stanca. N-a apucat să-și vadă numele pe o carte și ea, Doti, s-a transformat într-un fel de agent literar al lui Radu, dar în umbră, complet în umbră, încercând să-l publice în reviste, la edituri, dactilografia, în loc să joace, să strălucească pe scena naționalului clujan, ea își dedica energia dactilografierii textelor lui Radu. Radu avertizase, vezi, ține minte, asta trebuie așa, asta trebuie așa. O avertizase cum trebuie să-i alcătuiască volumele. Și ea a ținut minte și a, cum să spun, s-a comportat ca o Izoldă. Iar piedica a fost regimul comunist cu regulamentele lui stupide. Da. Da, ei s-au căsătorit, ea era în Cluj, el era la Sibiu, a durat până când ea s-a putut muta la Sibiu, mai umblau și în turnee,
Apoi el s-a mutat la Cluj, un loc mai bun decât Sibiu pentru el. Ea a rămas în Sibiu și sunt scrisorile sfâșietoare ale lui care s-au păstrat. Am impresia că corespondența ei a fost distrusă de ea. Scrisorile care s-au păstrat și în care, cum să spun, plânge din fiecare celulă după ea de dorul ei, într-o durere sfârșietoare. Și când în sfârșit a ajuns și ea aici, în apartamentul pe care l-a obținut el și pe care l-a pregătit pentru întoarcerea ei, pentru reunirea familiei, el era atât de bolnav încât au mai avut câteva luni împreună și el a murit. Cred că lucrul cel mai zguduitor din cartea mea, adică lucrul care pe mine m-a zguduit cel mai tare în cartea mea, este în textul despre ea, reconstituirea morții lui Radu. Da, l-am recitit înainte de interviu, am avut din nou lacrimi în ochi. Și eu l-am scris plângând, mi-au dat lacrimile în timp ce scriam și l-am scris în așa fel încât să zgudui cititorul sensibil, cititorul care vrea să se lase emoționat de un text, nu doar informat. Scena aia în care el se sufoca la medicala 3, nu mai era oxigen, nu ajungea oxigenul din oraș pentru el, oxigenul de la toate clinicile din oraș. Ea, Doti, fiind din familia Ghipu, avea un frate medic aici. Și sigur că s-a intervenit pentru Radu în încercarea de a-i ușura suferința teribilă. Au încercat să-l mute la clinica TBC, el avea o tuberculoză gravă și nu se putea muta cu o salvare pentru că nu putea fi scos de sub oxigen și nu se poate pune într-o mașină închisă oxigenul. Și atunci l-au mutat iarna, decembrie, în preajma Crăciunului, l-au mutat cu un camion pe platforma deschisă, el sub oxigen, eu știu foarte bine drumul de aici până la clinica TBC, îmi imaginez cum a fost traseul, Doti stătea lângă el și el se uita și practic își lua rămas bun de la oraș. Și apoi și momentul morții, acolo limpeziți o controversă riscată de mărturisirile fratelui lui Radu Stanca. Momentul morții îl reconstituiți cu Doti lângă el și cu Radu Stanca, care i-a cerut să-i recite poemul pe care îl scrisese. Pentru ea. Unul dintre poemele pe care îl scrisese pentru ea și i-a cerut să-i recite versurile care să-i dea dezlegarea să moară. Scrisorile astea către Doti au fost publicate în 2016. Le numiți cele mai frumoase scrisori de dragoste din literatura, noastră. Am stat să mă gândesc, poate rivalizează cu cele ale lui Dinu Pilat către soția lui. Poate. Și acolo era o curățenie și o osmoză. Avem multă iubire în literatura română. Sunt și scrisorile schimbate între Eminescu și Veronica, dar ele au mai multă concretețe. Eu zic că astea sunt cântarea cântărilor. Nu s-a mai văzut așa ceva în literatura română, cineva care să iubească cu toate celulele lui. Eu am publicat câteva seturi de scrisori în revista Apostrof, am fost foarte fericită pentru asta. Tot i le-a dat cu greu. Și vedeți, le-a dat spre sfârșitul vieții ei, cu greu. Era de o pudoare, de o delicatețe, de o discreție extraordinară această mare doamnă pe care a avut-o România. Să ne imaginăm astăzi profilul acestei femei care și-a pus pur și simplu viața și orgoliul în paranteză, viața ei profesională, artistică. Da. Era o mare actriță. Da. A jucat până la vârsta de pensionare. Dar nu se mai bătea pentru roluri mari și toată energia ei a fost îndreptată înspre Radu. Să-i pună pur și simplu textele în valoare. Iar Radu i-a cerut ceva teribil. Sigur, el i-a cerut când copilul lor trăia. I-a spus, eu voi muri, vei avea prieteni, e normal, vor fi bărbați care te vor iubi, ești și foarte frumoasă. Te rog să nu te mai căsătorești cu nimeni. Teribil.
Foarte crud, cum explicați? Dorința de posesiune pentru totdeauna, ești soția mea, pe care o spune și în scrisori. Și la 6 luni după moartea lui a murit copilul lor, ea a rămas singură cuc, cu durerea. Au fost bărbați care au curtat-o, bărbați excepționali, din toate punctele de vedere. Și ea nu s-a căsătorit. Nu s-a recăsătorit din cauza promisiunii pe care i-a făcut-o lui Radu. O altă femeie care s-a pus cu totul în... Cornelia. În slujba bărbatului, da. Ei. Da. La Cornelia Bredicianu, dintr-o familie foarte importantă de patricieni bănățeni, burghezie înaltă bănățeană, cu avere, cultură, meserii intelectuale, importanță politică, naționaliști români care pregăteau unirea. Deci o familie de vază. Și care când l-a cunoscut pe Lucian Blaga la Viena, s-au cunoscut, el o remarcase dinainte, de pe vremea liceului. Da. S-a îndrăgostit de el și a început să-l formeze. Iar familia ei n-a fost prea fericită, a considerat căsătoria o mezalianță. Da, era. Ei era o altă burghezie, el era dintr-o familie mult, mult mai simplă. Dar sigur, el avea geniul, ea avea inteligență, cultură, bune maniere, tot ce trebuie pentru un altă societate. Și l-a format, l-a educat, i-a deschis și gustul literar și gustul artistic mult mai larg decât îl avea Lucian Blaga până atunci. L-a învățat bunele maniere, sunt în scrisorile lui însemnări. Tu mi-ai spus că nu am voie să-mi arăt dragostea către tine în public. Sau... Deci cine știe ce gesturi drăguțe de băiat îndrăgostit făcuse. Și apoi a lucrat pentru el. M-a impresionat când am citit felul în care și ea și-a lăsat orice orgoliu deoparte. Era asistenta lui, copia diverse texte, îi dactilografia, da. Citea pentru el în bibliotecă, da. Și îi făcea rezumate. Da, citea pentru el, împrumuta cărțile de la bibliotecă, le citea, conspecta, dacă credea că îl pot interesa pentru construcția sistemului filosofic al nostru. El îi promisese, dacă tu mă vei iubi, eu am să creez sistemul filozofic al nostru. Și ea a luat de bună povestea asta și s-a și împlinit, însă ea notează în jurnalele ei, în ceea ce s-a mai păstrat din jurnalele ei, notează, sistemul nostru înaintează, s-a rotunjit cu cutare și cutare lucrare. A ajuns să se identifice la un moment dat cu, da, totul cu Blaga? Da. Dorli povestește și e foarte emoționant să o auzi pe Dorli vorbind, cum a făcut Cornelia gripă, a fost foarte grav bolnavă, 1969, avea temperatură mare și Cornelia spunea, eu sunt Blaga. Vorbea în numele lui Blaga ca și cum ar fi Blaga, e sfâșietor. Unde anunțase atunci Cornelia, așa spun rude de ale lui Blaga, anunțase că ea va fi o femeie liberă, că ea nu va găti, că ea nu va face cutare, că la o adică o să-l și înșele pe Blaga. De fapt, Blaga a înșelat-o pe ea, a avut muze, în timp ce ea a fost ca un fel de Penelopă. Blaga a avut muze pe care ea le tolera? Nu numai că le tolera, dar le cunoștea. Stătea de vorbă cu ele, pe domnița Gherghinescu Vanea, care era o femeie extraordinară, la rândul ei o personalitate foarte interesantă. Pe domnița o tolera, Blaga a scris pentru ea un foarte frumos poem, Ardere, și l-a dictat, gândiți-vă ce situație, soției să-l dactilografieze și Cornelia a exclamat, ei, dacă nu se însănătoșește domnița nici acum, după poemul ăsta, trebuie să... Domnița era bolnavă de tuberculoză. Trebuie să, da, ne imaginăm devotamentul acestei femei, care nu e de pe lumea asta, care să accepte toate lucrurile. Mai e de pe lumea asta. Când iubești foarte tare, îl lași liber pe celălalt. Cred că bucuria pe care
Eu aducea blaga în viață Corneliei, era mult, mult mai mare decât durerea. Mergem pe firul ăsta al roșu, al traumei și ajungem la Hertha. La Hertha, da. Capitolul are și un titlu foarte frumos, Crin din rană ca dintr-o călimară. Hertha Müller e o persoană foarte emoționantă să o vezi. Am văzut-o în 2014, a fost invitată la Festivalul de Literatură de la Iași și eram în sală, spectator, și am văzut-o și m-a emoționat foarte tare. Mi-am dat seama că e o persoană foarte... că e numai o rană. Rana de familie, își asumă vinovăția de familie, faptul că tatăl ei a fost în trupele... Așa. Faptul că mama ei a fost atât de traumatizată de deportarea după încheierea războiului în Uniunea Sovietică. Deci a fost traumatizată din amândouă părțile, și dinspre nazism, are o culpă, și dinspre nazism, și o suferință care îi vine dinspre socialismul comunist, care îi vine prin mamă și apoi ce a trăit ea în România, biografia ei în România, de persoană urmărită de securitate, și felul cum metabolizează ea toată culpa, și felul cum vede ea cele două totalitarisme din secolul 20 care au făcut harcea parcea istoria secolului 20 în Europa. Am evocat aceste doamne, eu o să-i las pe telespectatori să-i descopere pe domni. Aici ar fi Petru Dumitriu, Mircea Cărtărescu, Ștefan Agopian. Și vecinul meu, Miklos Banfi, un mare, mare scriitor maghiar, foarte mare, care a scris în anii 30 trilogia Transilvană, unde prezintă amurgul unei lumi și izbucnirea primului război mondial. Un mare, mare scriitor. Acum eu aș întreba, doamna Petreu, multe din eseurile dumneavoastră au creat tot felul de dispute, să vorbim doar despre cartea despre Sebastian, sigur. O grămadă de cronici negative. Replici de tot felul, da. Dacă ați simțit vreodată că scrieți și dumneavoastră dintr-o rană? Adică rana vă vedem de pildă în poezie foarte bine, vă mai vedem și în romane? Eu sunt un om distrus. Dacă ar fi să o iau de la început, aș face ceea ce spunea primul meu soț, doctorul Petre Munteanu, să fac și n-am făcut. Aș face medicina. Și aș fi direct utilă într-un cabinet de medici de familie sau ceva de genul ăsta. Și n-aș avea cu literatura și cu filosofia nimic altceva decât aceea de relația de cititor. Sau, dacă ar fi să o iau de la început, aș face ce gândea taică-meu pentru mine, să mă fac contabilă la CAP-ul din Juc, sau să mă fac croitoreasă. Deci aș face una din meseriile astea. Și m-aș feri ca de literatură, ca de dracu. Literatura mi-a adus enorm de multă bucurie atâta vreme cât am scris-o, și studiile mi-au adus bucurie atâta vreme cât le-am scris, dar după aceea mi-a adus mult mai multe necazuri și mult mai multă suferință și umilință decât bucurie. Câteodată am avut parte și de bucurie. Bucuriile mi-au venit adesea din străinătate, unde cărțile mele sunt citate. Și cele scrise în română, unele, mă refer la studii, și cele traduse în diverse locuri în străinătate. Deci de acolo mi-au mai venit și bucurii. Din țară, bucuriile care mi-au venit sunt puține. Ce-a fost mai greu de suportat? Nedreptatea. Patima cu care am fost insultată, cu care mi-au fost făcute procese de intenție, invectivele. E destul de greu să fii insultat și acuzat de la Vadim Tudor până la Andrei Pleșu și Gabriel Liceanu, adică toată gama, și între ei
tot ce a mai intrat. Sigur, am avut și comentatori care au scris frumos, ba chiar plin de admirație față de ceea ce am scris eu. Eu mă întrebam dacă o parte din această nedreptate vine poate și din condiția de scriitoare, femeie. E foarte greu să fii femeie în România. Pentru că în lumea culturală știm foarte bine, sunt niște pârghii de influență, de promovare. Da. Și mă întrebam de ce nu aveți mai multă notorietate. Mă gândeam, poate pentru că nu sunteți în București. Așa și, fi o cauză. Și sunteți femeie. Da. Pentru că sunt femeie și m-am băgat în ce nu trebuie, în filozofie, în istoria culturii românești, cred eu, pe de-o parte. Am convenit cu Ruxandra Cesarean, o altă scriitoare la care țin foarte mult, că femeie și te bagi în filozofie, în România nu dă bine. Prejudecăți. Misogine. Clujul e foarte departe de București, centrul e în București și așa mai departe. Condiția de femeie în România, indiferent în ce meserie, este foarte grea. Mi-amintesc când eram în comitetul director și pe urmă în Consiliul Uniunii Scriitorilor, când începea să vorbească o scriitoare, 7 bărbați vorbeau peste ea, iar eu țipam și Nicolae Manolescu umbrea de râs și zicea, iar a început Marta. Era o scenă foarte veselă. Eu spuneam, liniște, vorbește o doamnă, și încercam să-i potolesc pe scriitor ca pe vremuri pe elevii mei de la Racoviță, nu prea reușeam. Când vorbește o femeie, se bagă de obicei 3-5 bărbați peste ea, se ia stup pe gură. E o lume dură. Nu e peste tot așa. Și lucrurile se schimbă și vreau să spun... Un doctorand al meu, George State, spunea că la generația lui lucrurile deja s-au schimbat. Eu contez că România se va alinia încet, încet cu generația dumneavoastră. Eu îmi pun mari speranțe în viitor. Se va alinia Occidentului. Văd pe stradă bărbați cu cărucioare, în care se află copiilor, văd bărbați cu bagaje, lucrurile o să se schimbe. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.